Salutare și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. Că tot e luna decembrie și vin sărbătorile de iarnă, am zis ca să asamblăm un kit sub formă de glob ce se poate pune în bradul de Crăciun. Acesta având la bază un oscilator NE555. Așa arată kitul. Să-l desfacem de aici. Așa arată PCB-ul. Vine în total cu 18 rezistoare, 2 de 10 kΩ, iar celelalte de 1 kΩ, condensator de 47 de microfarazi, integratul de care vă spuneam, oscilatorul 555, LED-uri de 3 mm verzi și roșii, a venit cu o panglică pe care scrie Merry Christmas, însemnând Crăciun fericit, suportul pentru baterie, am comandat fără, deoarece am foarte multe în formatul acesta, să vă arăt PCB-ul mai aproape. Așa arată, destul de interesant. Spatele nu e mare lucru. Da, ca de obicei văd că chinezii au proiectat acele trasee în grabă. Să trecem la lipirea componentelor. Voi începe cu acel oscilator. Să punem flux înainte pentru a facilita lipirea. Să cositorim un pad. Să luăm integratul în zona asta. Avem grijă la noci. Bineînțeles, pe integrat avem acest punct. Iar acum e ușor de lipit. Acel flux contează foarte mult. Să punem rezistoarele, dați fiind faptul că două dintre ele sunt de 10 kΩ, iar celelalte 16 de 1 kΩ, a trebuit să mă uit în poza de pe AliExpress cu acest kit asamblat. M-am uitat bineînțeles și pe PCB, așa am observat de fapt că R1 și R2 face parte în acest oscilator cu 555. Concluzie, cele de 10 kΩ trebuie puse la R1 și R2. Restul rezistoarelor sunt de 1 kΩ. Unul de 10 kΩ aici și celălalt de 10 kΩ aici. Da, trebuie pinii îndoiți mai aproape. Las că merge. Și ultimul rezistor în zona asta. În cazul ăsta o să lipesc pe față, nu pe spate, deoarece PCB-ul îmi permite. Rezistoare lipite, trebuie să tăiem terminalele. Sunt destul de multe. Gata, terminale înlăturate. Vom pune diodele. Dacă mi-a dat seama bine, pe cablaj plusul este marcat. Bineînțeles, terminalul mai lung al LED-ului reprezintă plusul, adică anodul. Pe cablajul ne spune unde să punem verde și roșu, însă dacă m-am uitat bine pe AliExpress, vom începe de aici cu verde, apoi cu roșu, iar cu verde și așa mai departe. LED-urile văd că au fost de ajuns. Adevăr că nici nu le-am verificat. Bineînțeles, doar le-am testat înainte. Am întors invers PCB-ul. În cazul acesta lipim doar un terminal și împingem LED-ul ca să stea pe poziție. Că dacă nu facem asta, vom vedea că la sfârșit LED-urile nu vor sta drepte.
iar acum putem lipi și celălalt terminal al fiecărui LED. Gata, au fost lipite, să tăiem terminalele în exces. Să punem condensatorul electrolitic de 47 de microfarazi. Avem grijă la plus și la minus. Și în sfârșit mai avem suportul pentru baterie. Se pune chiar în zona, să vedem că avem desenat cu alb pe PCB. Conturul vine așa. Trebuie terminalele tăiate mai jos. Nu și-au dat seama că o să vină fix. Așa o să vină. Deci, în cazul acelui condensator tăiați și acelor rezistoare, tăiați terminalele foarte aproape de PCB. Ok, nu mai am nevoie de acel suport de prindere a PCB-ului. Lipim fără. Lipim aici. Hai mă. Și în cazul ăsta. Și gata. În sfârșit, au fost lipite toate componentele pe acest PCB. Haideți să curățăm puțin cu alcool izopropilic. Și pe partea asta. Să testăm în sfârșit kitul, introducând o baterie CR2032. După cum v-am spus, am multe astfel de baterii și de asta nu am cumpărat kitul cu baterie inclusă. Haideți să vă și dovedesc. Uitați. A, da, nu s-a curățat atât de bine, probabil trebuia să mai insist, dar lăsăm așa deocamdată. Să introducem bateria în locația aceasta. Și din păcate LED-urile roșii nu au aceeași intensitate. Am încercat să rezolv problema schimbând oscilatorul 555 cu altul, dar luminozitatea LED-urilor roșii a rămas la fel de scăzută. Bineînțeles că era fain să funcționeze așa cum trebuie, dar asta e. Haideți să stingem și lumina laterală. Să vedeți mai bine. Mă rog, atât cât se vede. Să stingem și lumina din față. Dacă doriți să vedeți și alte clipuri cu jocuri de lumini, am pus videourile într-un playlist, iar linkul către ele îl găsiți în descrierea acestui episod. Cam aici să termin acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați vă rog de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!